Dumnezeul nostru care este sfânt merită toată slava, toată cinstea și toată gloria, așa că împreună cu toată adunarea spunem slăvit să fie Domnul. Amin. Haideți acum să deschidem al Domnului cuvânt, Noul Testament, Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, ultimul capitol, capitolul 4, să îl lecturăm împreună cu toată atenția și cu toată bucuria care se cuvine. Pagina Scripturii 1153. Dacă ați găsit, haideți cu toții să urmărim al Domnului cuvânt. De aceea, preiubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul preiubiților. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă! Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Am avut o mare bucurie în Domnul că, în sfârșit, ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă, pot totul în Hristos care mă întărește. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Știți voi înși vă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Căci mi-ați trimis în Tesalonic o dată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri, dimpotrivă umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Am de toate și sunt în belșug, sunt bogat, de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis. Un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. A lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor. Amin. Spuneți sănătate fiecărui sfânt în Hristos Iisus. Frații care sunt cu mine, vă trimit sănătate. Toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa Cezarului. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi toți și toată adunarea să spunem amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Pentru seara aceasta de părtășie și de bucurie, merită ca să înălțăm și să binecuvântăm pe Domnul.
Spunea psalmistul David în psalmul 34 cu versetul 1, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda lui va fi totdeauna în gura mea, așa să ne ajute Dumnezeu, indiferent prin ce vom trece în viața asta, totdeauna lauda noastră să fie pentru Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor, pentru că El merită. Amin. Cu bucurie revin la dumneavoastră după ceva timp. Mă bucur să vă găsesc în casa Domnului, la părtășie, într-o seară de joi. De la Suceava, din Bucovina, vă aduc salutări sfinte, bisericile pe care le slujesc, frații care au știut de venirea mea în Banat. Vă transmit harul, pacea și binecuvântarea Domnului să fie peste dumneavoastră și peste familie dumneavoastră. Amin. Dragii mei, am citit cuvântul acesta plecând de la psalmul 95 pe care fratele Ciprian l-a citit în deschidere, în introducere și cred că mânat de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că tot ce facem în casa lui Dumnezeu, conduși, mânați de Duhul Sfânt, este o binecuvântare pentru fiecare în parte dintre noi. Și dacă ați fost receptiv, primul verset spunea în felul următor, era o provocare pentru fiecare dintre noi, veniți să cântăm, cum? Cu veselie Domnului, să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Doamne ajută-ne! De fapt, noi tot ceea ce facem pentru Domnul și în numele Domnului, trebuie ca să facem cu bucurie, plin de veselie. Doamne ajută-ne! Marea problemă este că în ultima perioadă văd o mulțime de biserici triste. Dar foarte triste. Cântăm triști, spunem amin triști, ascultăm predicile triști și plecăm de cele mai multe ori acasă triști. Or, vreau să vă spun că bucuria trebuie ca să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi și să ne însoțească. Pentru că psalmul 100 este de asemenea un psalm al bucuriei. Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului. Veniți cu veselie înaintea Lui. Adică aici la părtășie, la slujba de seară, venim cu veselie. Nu venim cu frământări, nu venim cu supărări de acasă, de la servici. Aici venim cu veselie. Doamne ajută-ne! Slujiți Domnului cu bucurie, să se vadă bucuria. O cântare spunea, lăsați bucuria să vină, să salte, să joace unde? Pe fețe. Lăuda să fie Domnul. Trebuie să se vadă asta. Trebuie să se vadă. Cum spunea cineva, lasă frate că bucuria mea zice în inimă, nu trebuie să vadă pe față. Serios? Dar bine mai ții. În psalmul 67 cu versetul 1, David spune altceva. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze, să facă să lumineze peste noi ce? Fața Lui. Ca să se cunoască pe pământ calea ta și printre neamuri mântuirea ta. Și eu spun, ajută-ne, Doamne! De fapt, Dumnezeu ne-a chemat din lumea asta tristă în împărăția bucuriei. Că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, spune Apostolul Pavel, ci este pace, este neprihănire și mai este ceva. Bucurie în Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul! De aceea, Doamne ajută-ne să trăim bucuria asta din plin. Când venim la adunare bucuroși, Psalmul 122, versetul 1, spunea David, mă bucur când mi se zice, ce, cum? Haidem la casa lui Dumneata, te bucuri sau spui iar? Iar? Să nu uităm că biserica primară, cei din tâi creștini, erau nelipsiți de la templu, de la casa Domnului în fiecare zi. Doamne, pune și în noi bucuria asta extraordinară. Vedeți, cuvintele astea pe care le-am citit, pasajul ăsta din Filipeni, pe care le scrie Apostolul Pavel celor din Filip și care în egală măsură sunt valabili și pentru noi. Această scrisoare, Pavel
o adresează filipenilor, o scria din temniță, din pușcărie. Și le îndemna pe cei de afară și le spunea aici în versetul 4: bucurați-vă totdeauna în Domnul. Și iarăși zic, bucurați-vă. Pentru că Pavel a fost un om al bucuriei, o bucurie expresivă. Să nu uităm Fapte, capitolul 16, când Pavel și cu Sila erau închiși în temniță, cu picioarele în butuci. Nu le-a dat nimeni de mâncare, nici apă nu le-a dat. După ce i-au bătut, i-au chinuit într-un mod grozav, abandonați acolo în camera de tortură, spune Scriptura, pe la miezul nopții, Pavel și Sila ce făceau? Se rugau, se închinau și mai făceau ceva. Cântau, dar nu oricum și nu orice. Cântau cântări de laudă. Știți ce cântau? Lauda mea e pentru împăratul nimenui că el așa frumos. Aleluia! Și cei din pușcărie ascultau. Doamne, ajută de și pe noi. Ce mare ești tu, Doamne, și nimenui ca tine. Așa să ne ajute Domnul și pe noi. Ei, eu vreau să predic în această seară, din pasajul ăsta, cu ajutorul Domnului, despre hoții care ne fură bucuria mântuirii. Vrem în seara asta să mergem la vânătoare. Sunteți de acord? Dar nu în pădure, nici pe câmp. Să mergem la vânătoare fiecare în lăuntrul lui. Și dacă vreun os de ăsta cumva a pătruns așa prin efracție și a reușit ca să ne ia bucuria asta mântuirii, să-l prindem, să-l scoatem afară și să lăsăm să vină bucuria. Și tot ce facem, să facem cu bucurie. Și la final să ne ducă Domnul în patria bucuriei. Lăudat să fie Domnul. Acolo unde va fi adevărata bucurie deplină. Doamne, ajută-ne! Doamne, binecuvintează-ne! Doamne, dă izbândă! Haideți să ne uităm în textul acesta, pentru că toate le iau de aici, din Filipeni, capitolul 4. Sunt foarte mulți hoți, dacă vorbim la general. Dar vreau să mă refer doar la Filipeni, capitolul 4, aici unde vorbește Apostolul Pavel, să putem să identificăm vreo 5 hoți de bucurie cerească și Doamne ajută-ne să ne păzim de hoții ăștia, fiecare dintre noi. Amin? E bine că ne păzim casa cu sisteme de alarmă pe telefoane, îmi spunea cineva, eram în Anglia, ce vezi, eu văd ce la Suceava, dacă vine hoțul, și pe cameră am tot, rapid, sunt activat aici, imediat și eu strig, că pot striga acolo pot să vorbesc și zice fuge hoțul. Doamne ajută-ne tot așa să fie și spiritual. Să ne dea Domnul niște camere așa speciale, dacă vreți, și o stație așa specială și să fugă toți hoții ăștia și să trăim bucuria din plin, să trăim bucuria la maxim. Cum spune aici Pavel, bucurați-vă totdeauna. Și iarăși zic, bucurați-vă. Primul hoț pe care îl menționează Apostolul Pavel este păcatul îngrijorării. Pentru că păcatul, la urma urmei, ea ne fură bucuria mântuirii. Oamenii care sunt îngrijorați nu se pot bucura. El vine și spune aici în versetul 6: nu vă îngrijorați de nimic. Și în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Poate Dumnezeu să rezolve totul? Poate Dumnezeu? Așa cântăm noi o cântare, El poate, El poate. Eu știu că Domnul poate. Slăvit să fie Domnul. În Evanghelia după Matei, în capitolul 6 acolo, Domnul Iisus vorbește legat de subiectul ăsta, spune: nu vă îngrijorați la fel de nimic. Și dă exemple acolo. Uitați-vă la păsările care? Cerului. Că Domnul spune, nu vă îngrijorați ce veți mânca, ce veți bea. Ele nici nu seamănă. N-ați văzut vrăbii la semăna de porumb. Ați văzut la Timișoara? Aici nu sunt. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră. Și cu toate astea auziți, Dumnezeu, Cel ce le-a creat și pe ele, le poartă de grijă.
Pentru că și păsările astea au preț înaintea lui Dumnezeu. Cea mai grea iarnă după Revoluție în România, dacă vă amintiți, a fost iarna 95-96. Nu știu la Timișoara cum a fost, nu prea venim atunci prin părțile astea, la Banat, dar la noi, la Suceava, s-a pus zăpada, mi-aduc aminte, pe data de 5 noiembrie 1995 și a fost zăpadă până pe 2 mai 96. N-aveam cum să uit, pentru că pe 12 noiembrie a fost nunta mea, atunci m-am căsătorit. Nu vă pot spune, în săptămâna aia cu soția, cât am înnotat prin zăpadă, că s-a blocat tot, s-a blocat și autobuzele, mergea trenul cu întârzieri de 3 ore, când avea 3 ore eram fericiți, numai 3 ore, mi se părea foarte puțin așa, să ne rezolvăm lucrurile. Știu că la nuntă cu greu am ajuns la primărie să ne cununăm, nu a venit nici cameramanul atunci să filma, erau casete video, o făcut cineva din biserică niște poze, a venit predicator, a venit fratele Virgil Neagu cu un frate de-a lui, Rândunel, a cântat la chitară cu Rodica, cu sora lui, am avut o nuntă frumoasă, n-am poze prea multe de la nuntă, nici casete video, dar o am pe nevastă, mi-a și spus slăvit să fie Domn. E tot ce contează asta. Țin minte că pe alocuri, tot onins atunci, am tot dat zăpadă, ajunsese și la 2 metri, și peste 2 metri. Și într-o zi, ies afară așa pe ianuarie și văd niște vrăbii, erau în curte la mine și cântau. Dar așa cântau câte un grupaj de cântări. Bucuroase, bucuroase, bucuroase și parcă le invidiam așa. Bucuria lor, uite și bucuroasă se astea, dar nu le interesează că-s 2 metri zăpadă? Se pare că nu le interesează, nu se stresau așa tare. Și m-am gândit, doar cum se descurcă vrăbile astea la 2 metri? Și la un moment dat mă duc în grădină. În grădină aveam hambarul de porumb. După ce au cântat ele așa un grupaj de cântări, toate frumos, s-au dus la hambarul meu de porumb. O intrat acolo, o servit masa, o mâncat așa, cât l-a trebuit. Pe alesă, pe... După ce s-au coborât la păsări, o băut apă, iar o venit în față, în curte, o mai tras un grupaj de cântări și o plecat. Și asta făceau repetiți în fiecare zi. Și mi-am dat seama că o ieșit din iarnă și ele, am ieșit și eu, ci drept, eu cu mai puțin porumb. N-am văzut la ele nici măcar o urmă de îngrijorare. Și spune Domnul Iisus, uitați-vă la ele. Oamenii, că termenul actual nu e îngrijorare, e stresul. Știți că stresul ne fură bucuria mântuirii? Stresați, nu se pot bucura? Stresați și în adunare. Nu se pot ruga, nu pot cânta, nu pot spune amin. Oamenii care sunt îngrijorați cu tot felul. Or, dragilor, când te îngrijorezi, asta este lipsă de încredere în Dumnezeu. Nu vă îngrijorați de nimic. Aduceți toate lucrurile la cunoștința lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nostru mare poartă de grijă. Să te îngrijești de casa ta, da. Biblia ne îndeamnă la asta, dar nu să ne îngrijorăm. E diferență între una și alta. Știți, există în Fapte, în capitolul 12, momentul în care Irod declanșase o prigoană împotriva credincioșilor a bisericii primare din vremea respectivă. Și primul decapitat, omorât a fost Iacov. Spune Scriptura, i-au tăiat capul cu sabia. Acum îl prind și pe Petru și Irod spune în felul următor, vreau să fie păzit bine de 4 gărzi a câte 4 soldați, 16 la număr. Ba mai mult, 2 dintre voi intrați în celulă cu el. Îl legați cu lanțuri de mâini, de picioare, faceți un scut uman așa. Unul stați la stânga, la dreapta lui, restul patrulați pe hol ca să nu scape.
Să am și eu o noapte liniștită. S-o culca liniștit Irod. Dar interesant e că s-o culcat la fel de liniștit și Petru. Pentru că spune Scriptura acolo că la miezul nopții Dumnezeu a trimis ca să le libereze pe Petru. Pe cine a trimis? Un înger. Ce făcea Petru? Dormea. Dar cum dormea așa? Era ațipit? Eu vreau să vă întreb. Dacă dimineață trebuie să fii omorât pentru credință, da? Vine o prigoană, îți mai ardea somn? Acum, dacă avea soacră Petru, cu siguranță că avea și soție. Și mă gândesc că și copii. Te gândești la familie, faci o evaluare a lucrării, a vieții tale, nu? Dacă știi că dimineață urmează ca să fii decapitat, să fii executat de Irod, cum să dormi? Și dormea foarte bine că i-a fost greu la înger să-l trezească. O trebuie să ia îngerul o suliță, să spune Biblia, și să-l lovească în coastă. De ce dormea așa de bine Petru? Știți de ce? Pentru că nu era îngrijorat. Știți că oamenii îngrijorați nu pot dormi? Îmi spunea cineva care are datorie câteva milioane de euro. Ce mă, cu pastile dorm 2 ore. Atâta, 2 ore cu pastile. Petru dormea liniștit pentru că n-avea nicio grijă. El se încredea în Domnul. El stătea bazat pe promisiunile Domnului Iisus Hristos. Și când te încrezi în Domnul, poți să dormi liniștit. Să spui ca David, eu mă culc și adorm cum? În pace. Că Tu, Doamne, mă veghezi și îmi dai liniște de plină în așternutul meu. Lăudat să fie Domnul. Când Domnul l-a asigurat la Mare Tiberiade, vă amintiți? Evanghelia după Ioan, capitolul 21. După ce îi spune acolo, îl întreabă, mă iubești de 3 ori, paște oițele mele, paște melușeii, paște oile, când vei îmbătrâni? Când erai tânăr, tu te încingeai și plecai unde vroiai, Petru, da? Spune acolo, da, versetul 18. Când erai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. Cu alte cuvinte, bazat pe cuvântul spus de Domnul Iisus Hristos, Petru a știut că nu va muri dimineață, că ultimul cuvânt nu l-are Irod. Ultimul cuvânt îl are Iisus Hristos. Lăudat să fie Domnul! Dumnezeul nostru este mare! Dumnezeul nostru este atotputernic! Să ne încredem în El! Că cei care se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci rămâne întărit pentru vecie. Merită să spunem în seara asta, glorie Domnului! Așa că păcatul ăsta al îngrijorării, să-l scoatem afară. Amin? Am un prieten pe la Oradea, pe la Bihor, Bihoreni, ăștia sunt băieți faini, așa, foarte deschiși și zâmbăreți, și m-am dus la el, are firmă destul de mărișoară, și dimineața l-am prins, avea o cană așa, personalizată, și scria pe cană, sunt prea binecuvântat ca să fiu stresat. Și sunau, avea 2 telefoane, sunau telefoanele, erau pe silent așa date, și el vorbea cu mine, mai bea câte o cană de ceai și... Zic, dar nu te stresezi deloc? Zic, da, am vreme, cel ziua e lungă. Ce prea binecuvântat ca să fiu stresat. N-are rost să te stresezi, cu alte cuvinte, pentru că stresul ucide. Dar atunci când l-ai scos afară, ești liniștit, ai pace, ai liniște, și în liniște și în odihnă va fi mântuirea noastră. Glorificat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Așa că nu vă mai... stresați. Sunteți binecuvântați, sunteți oameni binecuvântați la Ghiroda. Și așa stați departe de ruși, noi suntem mai aproape. Acolo voi stați aici mai bine, n-aveți niciun motiv de stres. Dumnezeu este cu noi. Lăudați să fie Domnul! Haideți să mergem la al doilea hoț pe care îl găsim aici în Scriptură, în pasajul acesta. Este păcatul nemulțumirii. Să știți că oamenii nemulțumiți nu se pot bucura. Undeva în Proverbe, cred că 15 cu 15, spune acolo Scriptura, cel cu inima mulțumită ce are? Un ospăț necurmat, care nu se mai termină. Așa e omul care are o inimă
mulțumită. Dar omul care e nemulțumit poate să stea într-un palat. Că îi se pare că n-are nimic. Și ăla totdeauna mai vrea. Ăla totdeauna nu-i ajunge. Totdeauna îi mai trebuie. Totdeauna omul acela nu se poate bucura. Dar ce am, zice? Ce am? Pentru că e nemulțumit. Ce spune aici Apostolul Pavel? Uitați-vă. Zice el, și vreau să citesc din capitolul 4, de la versetul... Hai să citim de la versetul 10. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, atenție, căci m-am deprins să fiu cum? Mulțumit cu starea în care mă găsesc. Pentru că mulțumirea, dragii mei, este o deprindere. Omul mulțumit nu e omul care spune mulțumesc, Doamne. Că sunt o grămadă de nemulțumiți care spun mulțumesc. Dar ei tot nemulțumiți sunt. Știți că sunt o grămadă de oameni nemulțumiți, dar care spun mulțumesc? Și Domnul cunoaște orice stare. Degeaba spune mulțumesc și nu-mi convine. Nu-mi convine ce a fost la adunare, cum a fost predica, cum a fost cântarea și la urmă sunt pus să mulțumesc și spun mulțumesc, Doamne, pentru harul de azi, dar eu sunt nemulțumit când am predicat eu. Sunt nemulțumit când am încăput la cântare, sunt nemulțumit de aia, dar eu spun mulțumesc, Doamne. Pentru că, dincolo de cuvintele mele, Dumnezeu îmi cunoaște ce? Inima. Domnul știe ce e acolo. Putem să spunem amin? Norodul acesta mă cinstește. Dar cum? Numai cu buzele. Dar cu inima cum îi? Îi sătul Dumnezeu de oameni care mulțumesc cu buzele. Ascultați-mă ce vă spun în seara asta. Îi sătul Dumnezeu de cuvinte. Vrea Dumnezeu să avem o atitudine interioară plină de mulțumire. O stare de mulțumire. Doamne ajută-ne! Și cu starea asta să vii înaintea lui Dumnezeu. Nu le-a dat evreilor Domnul? Le-a dat apă din stâncă, le-a dat mană în fiecare dimineață. Nu a uitat odată. Și cu toate astea nemulțumiți. Nemulțumiți de Egipt, nemulțumiți de oale, că acolo erau oale cu carne, că nu știu ce mai aveau, iu, usturoi și aveau o grămadă pe acolo. Zice, ni s-o scârbi sufletul de mana asta, proastă au numit-o. Numai nemulțumiți! Toți nemulțumiți ei au murit în pustie. Pentru că nemulțumirea îl întristează pe Dumnezeu. Dumnezeu vrea să vadă la Gheroda oameni mulțumiți. Dar nu numai prin exprimare, așa cu vorbe, ca atitudine. O stare de oameni mulțumiți. M-am deprins să fiu mulțumit. Doamne ajută-ne! M-am deprins. Avea un frate din zonă la noi, o soție așa cam nemulțumită. Și tot îi reproșa, uite, cutare, noi am rămas aici pe stradă, n-avem ca și cutare, făcea comparații, pentru că noi întotdeauna, știți de ce greșim? Facem comparații cu cei care sunt mai sus decât noi. Astea sunt comparații greșite. Uite, noi de când mergem cu Opel-ul ăsta, 10 ani de zile avem, nici climă n-are. Uite, ăștia au și-o schimbat mașina de 4 ori în timpul ăsta. Uite ce casă, uite ce au, porți automate, scutare. Și nemulțumirea soției l-a afectat și pe el. Și-o zis, Doamne, ajută-mă Tu. Pentru că e biblic, până la urmă, omul a cerut ajutorul de unde trebuie, nu? Îmi ridic ochii spre
munți. De unde îmi va veni? Ajutorul de unde vine? De la Domnul care a făcut? Și a spus Domnul, du-o duminica viitoare la Vaslui, în localitatea cutare. Vorbește Dumnezeu? Amin. Și-o dragă, uite care situația, ne trezim dimineață, duminică, Domnul mă trimite la Vaslui. El mai fusese acolo în zonă, dar într-o localitate mai izolată. Nu tu drum cu piatră, niște nămol de el așa negru, încât o lăsat mașina, nu a avut acces până în localitate, dar omul pregătit de acasă. O venit cu cizme așa până la genunchi, în portbagaj și a spus, dragă, de aici dai pantofii cu tocurile jos, îți iei cizmele, că așa fac și eu și plecăm la adunare. Luăm pantofii cu noi și acolo ne schimbăm. Când a ajuns o căsuță mică de adunare acolo, niște bănci de alea de lemn, nu tu parchet pe jos, aer condiționat, nici vorbă. Dar bucuroși, cântau din niște caiete vechi, nu aveau nici harfe, niște caiete scrise de mână, bucuroși toți. Spuneai că ești în Dubai. Bucuroși toți cântau acolo, predicat, la predică, aleluia, osana. Ăia mulțumiți de predică. Orice spunea, bucuroși. S-o cătat slujba, au plecat la familia acasă, la amiază, mămăligă, ciorbă cu fasole. Pâinea-i scumpă. Mămăligă, ciorbă cu fasole, ceapă de aia roșie așa faină, niște pireu cu niște cremvuști așa, care nu au văzut pui în viața lor, cremvuștii, au mâncat și au ajuns acasă la un moment dat târziu. Păi zice, când a ajuns nevastă mea acasă, s-a dus în living, zice, s-a pus acolo și o jumătate de oră nu mai putem opri din rugăciune. Doamne, iartă-mă! Doamne, că am fost atât de nemulțumită, Doamne! Ce am văzut eu azi, eu sunt foarte sus, Doamne, iartă, te rog frumos, îți promit că de azi toată viața mea o să fiu mulțumit pentru ce mi-ai dat. Ăsta nu mai putea de bucurie. Așa că dacă aveți soții așa nemulțumite, fraților, salvarea la Vaslui. Sper că nu-i cazul. Sper că nu-i cazul. Știți că sunt oameni care sunt sub noi? Dar nu trebuie să plecăm în Africa sau... Eu am fost în Oltenia vara trecută. Dacă vă arăt niște poze, o să-i las lui Ciprian, dacă vreți careva să vi le arate. Zici că ești în Africa, dar nu Africa. Cred că ceva mai sărat decât Africa. În România, aici la noi. Și aveți chiar aproape de voi aici, în Timișoara, este o biserică din Germania care se ocupă de niște săraci, care stau în niște grajduri de astea abandonate. Oameni care au niște sobi de alea de tablă, așa, care pun pe foc cauciucuri și nu știu mai ce pun ei și dorm pe acolo și copiii sunt bolnavi, au pneumonie, marea majoritate dintre ei, de la igrasii, de la mucigai. Și noi avem case? Avem centrală pe gaz, la buton? Sau ce mai aveți pe aici? Nu știu ce aveți. Poate veți pe curent de astea mai performante și avem pâini de toate felurile și avem haine și avem mașini și avem de toate și uneori atât de nemulțumiți. Doamne, iartă-ne! Doamne, iartă-ne! Ne-a binecuvântat Dumnezeu cu tot felul de binecuvântări. Ar trebui să vuiască adunările. Și ar trebui ca să spunem într-una, slăvit să fie Domnul. Amin. Uitați-vă la oameni ăștia. Noi n-am luat o palmă pentru Domnul. Eu n-am luat. O venit preoță de câteva ori și ne-au alungat și ne-au amenințat cu poliția. Dar pot să spun, n-am luat nicio palmă. Și uitați-vă la Pavel. Alți frați de noștri care erau închiși. Citeam despre Niculiță Moldoveanu, Traian Dorz. Îi scoteau la minus 25 de grade și îi țineau dezbrăcați la bustul gol pe beton. Și prin asbestul a fisurat vedeau cerul când îi gerii senin. Și după fiecare chin și bătaie primită, le dădea Domnul câte o cântare. Și o scriau pe săpun, erau calupuri de săpun cu care își spălau hainele în pușcărie. Cer senin, cer senin, de lumină tu ești plin. Nu te uita la ziduri, la porțile de fier, la ura ce scrâșnește, ci uită-te la cer. Ștergea să pună altă cântare.
După fiecare bătaie câte o cântare, o ajuns să se roage, mărturisea fratele Niculiță Moldoveanu, să spună: Doamne, fă să ne mai bată ăștia odată, să ne mai dai o cântare bună, că se merită. O bătaie bună, o cântare bună. Știți de ce avem astăzi o grămadă de cântări compuse care mișcă piciorul și nu inima? Sunt cântări firești, făcute de mulți autori firești. Când a ieșit afară din temniță și-a amintit fratele Nicolae Moldoveanu 402 cântări. Unii nu știu 402 versete din Biblie, în vremuri de libertate, de pace. Doamne, ai milă de noi! Doamne, ajută-ne să ne trezim, e vremea trezirii. Ajută-ne ca să fim oameni nemulțumiți. M-am deprins să fiu mulțumit cu starea pe care mi-o dă Domnul. Când Romani 8:28 spune: de altă parte știu ceva. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Că Dumnezeu are un plan în toate. Și planul lui Dumnezeu este ca să ne modeleze, să ne pregătească, să ne ducă în cer. Că destinația noastră e cerul. Noi vrem într-o bună zi acolo să ajungem. Filipeni 3:20. Dar cetățenia noastră unde-i? În ceruri. De unde așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus. Și tot ce se întâmplă în lumea asta are un mesaj clar. Maranata, Domnul nostru vine. Și noi spunem în seara asta la Ghiroda: vino Doamne Iisuse. Și cine aude să zică: vino! Aleluia! Doamne, ajută-ne să fim oameni mulțumiți. Să mulțumim Domnului pentru câte lucruri? Pentru toate. În al treilea rând, al treilea hoț pe care l-am văzut aici în text, și nu numai, este păcatul zgârceniei. Dumneavoastră știți că zgârciții nu se pot bucura? Ce laudă aici Apostolul Pavel? Ce spune Pavel aici? Am citit de la versetul 10. Am avut o mare bucurie, recitesc, că în sfârșit v-ați înnoit simțămintele voastre față de mine. Apoi mai jos, de la versetul 14, dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Știți voi înșivă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi, căci mi-ați trimis în Tesalonic o dată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Pavel îi laudă pe oamenii ăștia că au contribuit, au fost oameni cu inimă largă și l-au ajutat. Nu cum spune aici că umblu după daruri, dar în situația mea, în condițiile astea, ajutorul vostru mi-a prins bine. Și apreciază onestitatea lor, generozitatea lor, faptul că oamenii ăștia nu sunt zgârciți. Știți cum au dat cei din Macedonia? Cum au dat? Spunea Pavel corintenilor: din sărăcia lor. Ce înseamnă lucie? Sticlea, sărăcie. Ca la vasului, cum spune fratele. Așa au dat oamenii ăștia, din sărăcia lor lucie. Ei, vreau să vă spun, trăim o vreme în care oamenii sunt tare zgârciți. Și problema este că avem. Problema este când e vorba pentru noi, când e vorba pentru casele noastre, când e vorba pentru haine, când e vorba pentru mâncăruri, nu ne uităm cât costă. Dacă ne-i vorba pentru lucrarea Domnului, pentru casa Domnului, pentru orfani, pentru văduvă, o grămadă sunt care au cântarea aceea favorită. Eu n-am ce-ți da, Iisus, eu n-am ce-ți da. De cine ar da Domnul atunci? Că sănătatea pe care o avem, de unde o avem? De la Dumnezeu, amin? Locul de muncă, Dumnezeu a deschis ușa asta de binecuvântare. Tot ce avem până la urmă e de la El. N-ar trebui ca să ne facem partea și noi pentru casa Domnului, pentru numele Domnului?
Doamne, binecuvintează-ne. Doamne, ajută-ne. Ajută-ne ca să fim oameni darnici. Puneți-mă la încercare, zice domnul Maliach. Și veți vedea. M-am gândit dacă toate adunările, dacă toți frații ar da numai partea Domnului. Că foarte mulți comentează și spun, lasă frate că era în vechiul, dar ce-i dai Domnului? Tu ce-i dai Domnului? Uneori când văd la colect în 2024 cât un leu pus de un adult, vine câte o mânie peste mine. Dar mânie de la Domnul, asta e bună. Cum adică să dai un om de 100 de kg un leu la colect? Asta poate să dea un copil. Cine se duce la magazin cu un leu în ghirota? Cine se duce? Ce să-i cu un leu? Nu ieșim de acasă. Nici copiii nu iasă de acasă dacă nu le dai măcar 5 lei, dar de la 10 în sus vor. Doamne, ai milă de noi. Fă-ne darnici. Știți că Dumnezeu pregătește oportunități, fapte bune, în care noi numai să umblăm. Când s-a vorbit Duhul Sfânt ultima dată să te trimit undeva? Eram în Suceava și aud o voce care îmi spune, treci strada și du-te la magazinul Profi. Mie nu-mi place magazinul Profi, spunea lui Ciprian, că am văzut că aveți și voi aici Profi, zic eu, de la ei iau singurul produs care îl cumpăr, semințe de dovleac. Pentru asta intru la Profi. Și vocea îmi spune, te duci acum la Profi. Treci strada pe la semafor și îi zic soției, zic, dragă, trebuie să trecem strada să mergem până la Profi. De ea spune, ce să facem la Profi? Nu știu. Zic, trebuie să mergem până acolo și vedem noi. Trec strada, când ajung acolo, văd o femeie în vârstă, trecută de 70 de ani după estimările mele, nu era cerșătoare, pentru că pe cerșători îi vezi, le cunoști profilul. Au obrăznicii, au tupeu cerșătorii. Era o femeie modestă, simplă, o femeie necăjită, sărmană, se vedea pe ea. Să vină spre noi, să oprea, avea așa o reținere, o timiditate și într-un final și-a făcut curaj și-a venit, aproape că plângea și-a zis, zice, văd că sunteți o familie serioasă. Uite, eu sunt din localitatea Cutare, n-am pe nimeni, n-am niciun ajutor, dacă intrați aici la magazinul ăsta, luați-mi și mie pe ce vă pune Dumnezeu pe inimă, că n-am acasă nici măcar o sticlă de ulei. M-am uitat la soția mea și mi-au dat lacrimile. Pentru că am știut că Dumnezeu m-a trimis acolo, pentru ea. Aș putea să vă dau mai multe exemple, nu vreau să par că mă laud. Însă Dumnezeu pregătește asemenea fapte în care noi să umblăm. Că pe săraci îi veți avea între voi cât timp? Totdeauna. E adevărat că de multe ori îi judecăm pe săraci, pe nevoiași și așa mai departe. Noi când facem ceva, trebuie să facem în numele Domnului. Știți ce spunea Domnul Iisus în Matei 25, capitolul cu versetul 31, despre venirea Domnului Iisus, când toate neamurile vor sta înaintea Lui și va desparte pe unii cum desparte păstorul oile de capre. Va pune la dreapta oile și la stânga caprele și celor de la dreapta le va spune, veniți și celor de la stânga duceți-vă, că nu vă cunosc. De ce? Ce face diferența? Am fost flămând, gol, mi-a fost sete, am fost în spital, bolnav, mi-ați dat, ați venit sau nu mi-ați dat și n-ați venit? Când, Doamne? Când? Că dacă te-am fi văzut noi în 2024 fizic, prin Ghiroda, prin Timișoara, toți te-am fi dus la KFC. Ori de câte ori ați făcut sau n-ați făcut aceste lucruri, cui? Celor micuți neînsemnați, mie mi le-ați făcut sau mie nu mi le-ați făcut. Așa că treaba noastră să ne ajute Dumnezeu să fim darnici. Amin? Când vorbesc de dărnicie, nu vorbesc numai de bani. Să fim darnici în încurajări, în aprecieri,
Amin. Încurajați-vă unii pe alții. Îmbărbătați-vă unii pe alții. Îmbărbătați-vă. Cine-i chemat, spune Pavel în Romani, în capitolul 12, să îmbărbăteze, să se țină de bărbătare. Noi de foarte multe ori îmbărbătăm, știți când, pe frații noștri, când sunt în sicriu. Când sunt la orizontală, a fost un frate bun. Da, l-a folosit Domnul. E târziu. Du-te la el și îmbărbătează cât e în viață și spune, frate, ești o binecuvântare pentru noi. Dumnezeu să te binecuvinteze. Da, frate, dar nu mă duc că s-ar putea să mândrească. Nici vorbă. Dacă e omul lui Dumnezeu, va ști că aprecierile sunt pentru el, însă slava și cinstea întotdeauna i-o va da lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Unui frate de la noi din zonă i-a murit copilul în accident de mașină. S-a stins în brațele lui, l-a văzut cum își dă ultima suflare. Și-o mărturisit după mult timp, a spus, dacă am depășit momentul ăsta, l-am depășit pentru că au venit frați la mine, care nu m-au judecat. Care au spus, Dumnezeu te-a găsit vrednic să te treacă prin încercarea asta, nu suntem noi mai pocăiți, mai sfinți. Și cu băiatul tău, într-o bună zi, te vei întâlni acasă la Domnul, că n-are moarte ultimul cuvânt, că există cineva care a biruit moartea și cel care a biruit-o este Domnul Iisus Hristos. Lăudat să fie Domnul. Spuneam trecut altfel. O veni prietenii de la Iov să-l judece. Nu a fost darnic, 7 zile o plâns. Însă Iov avea nevoie de încurajare, de îmbărbătarea lor. Avea nevoie de un număr pe care să plângă, uneori și de asta nevoie. Doamne ajută-ne, Doamne dă-ne putere să fim darnici. Amin? Nu zgârciți. Nu fiți zgârciți în aminuri. Spuneți amin. Când vin copiii ăștia în față, toată adunarea din Ghiroda, spuneți, Domnul să vă binecuvinteze. Încurajați-i să mai cânte două cântări data viitoare. Să-i motivați să mai învețe. Amin? Amin. Lăudați să fie Domnul. Al patrulea hoț. Este păcatul risipirii. Știți că și păcatul risipirii îți fură bucuria mântuirii? Nu te mai poți bucura? Interesant ce spune aici Apostolul Pavel, versetul 12, îmi place mult, și apoi în contextul ăsta spune el pot totul. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. Auziți, în totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Dragilor, Dumnezeu ne dă binecuvântări și pământești și materiale. Toate vin de la Dumnezeu. E așa sau nu e așa? Dumnezeu dă. Nu cumva să vă treacă prin cap că ați făcut voi școală, că ați fost descurcăreți în viață, nici vorbă. Că deștepți am văzut eu mulți care-s pe nicăieri. Ce binecuvintează Dumnezeu, rămâne binecuvântat. Dacă Dumnezeu binecuvintează o firmă, merge înainte. Dacă nu, lacă-te. Spune Iacov undeva în capitolul 4. Nu aveți pentru că nu cereți sau cereți cu gând rău, ce să faceți? Să risipiți. În plăcerile voastre. Dumnezeu când ne binecuvintează și ne dă binecuvântări materiale și bani și tot ce vreți voi, nu ne dă Dumnezeu să risipim. Dumnezeu ne dă să trăim o viață echilibrată. Doamne ajută-ne! Și apoi să se mai facă și lucrarea Domnului. Amin? Să mai trăiască și săracii. Amin? Nu să faci flenduri. Cum a zis unul, m-am dus în Milano, zice, și am spart cu nevastă mea pe haine 12.000 de euro. Serios? Ăsta e drumul spre faliment. Când îți permiți să dai 12.000 de euro pe haine, că nu știu ce firmă, că nu știu ce designer și
Și când sunt oameni care n-au lemne să pună pe foc și bani de medicamente și copii desculți. Există o pildă bine cunoscută, pilda înmulțirii pâinilor și a peștilor. Din 5 pâini și 2 pești, după ce le binecuvintează Domnul Iisus și mulțumește Tatălui, le împarte și mănâncă acolo minim 10.000 de guri. Erau 5.000 de bărbați, afară de femei și copii. După aceea Domnul Iisus dă o poruncă, spune, acum după ce ați mâncat, că o mâncat tot și s-au săturat, n-o gustat, o mâncat și s-a săturat, Biblia e foarte clară, a dat o poruncă, strângeți ce? De ce o da porunca asta? Foarte mulți merg cu ideea asta, că s-au strâns câte coșuri? 12 coșuri. Și acum zice, frate, e simplu, ce mai pui întrebarea asta? Păi dacă-s 12 seminții, e simplu. Câte un coș la fiecare. Și asta e învățătura din pildă. O fi nu contrazic, deși și la cifre nu nimerim totdeauna. Că dacă ar fi să ne alegem o cifră acum, marea majoritate, alegem cifra 7. De câte ori a dat poruncă Nebucadnețar să fie încălzit cuptorul? De câte ori a dat? 7 ore. Nu totdeauna potrivesc cifrele. Fugim de 6, de nu știu ce, de putare, de... O fi, nu contrazic pe nimeni, dar acolo sunt alte două învățături mai adânci decât asta. Știți care e prima? Pentru că binecuvântările Domnului nu trebuie să se risipească, să se piardă niciodată. Amin? Amin. Și firimitura are valoare. N-a spus femeia cananită de o bârșie sirofeniciană. Ce-o zis? Doamne, Doamne, și căței ce mănâncă? Fărămituri. De la masa stăpânilor. Dacă tu spui că pâinea e pentru evrei, dă-le lor. Eu nu cutez la o felie de pâine măcar. Dar Doamne, pentru mine, pentru casa mea, las o firimitură. O firimitură de îndurare, o firimitură de har, o firimitură de binecuvântare, că firimitura e din pâine, are aceeași valoare, are aceeași putere, pâinea vieții este Iisus Hristos. Să spunem din toată inima, glorie Domnului! Dumnezeu când ne binecuvintează, nu trebuie să risipim. În plăcere. Să cheltui în stânga și în dreapta, că vin alții. Ascultați-mă ce vă spun în seara asta, banii mult, mult și traiul ăsta așa, nu te apropie de Dumnezeu, departe te duci. Dați-le la copii mașini scumpe de 10.000 de euro și totul pe masă, o să vedeți unde ajung. Am văzut eu multe familii. Că oamenii în mult se pierd. Era un frate, și este un frate de la noi din Suceava, lucra în Irlanda, anii 90, când nu erau mulți români. Și spunea Ionică, lucram acolo și câștigam atâția bani, pentru că în fiecare vineri, sâmbătă, luam banii. Atâția bani câștigam lunar de mă speriam. Și m-am gândit, dacă câștig atâția bani, ce o să fac cu ei? 10, 15, 20 de ani, ce fac cu atâția bani, că-s prea mulți? Și-au zis unii, au început să risipească pe una, pe alta. Eu i-am trimis în țară și mi-am făcut casă. Și-au zis, nu ținu mult, un an. După un an s-a stricat treaba. Cine a risipit, stă în chirie și azi. Dar zice, mi-am făcut căsuță. Și-au zis, ce important e să nu risipești, a zis el. Și asta m-a învățat mama. Și apoi acolo mai este o învățătură a doua, să strângi, să nu risipești, ca binecuvântările Domnului să le folosești atunci când vor veni vremuri de criză și de lipsă. Știți că Ilie a mâncat, când a trezit îngerul, a luat o bucată din turta aia, nu a mâncat-o toată. Și îngerul l-a trezit din nou și mâncă tot. Adică vine criza. Cu mâncarea aia, o mers 40 de zile și nu mai primi nimic. Trebuie să strâng să fie un om echilibrat, un om chivernisit,
Când te binecuvintează Domnul să ai pentru mai mult timp, nu să risipești. Doamne, ajută-ne! Pleca cineva în Anglia cu mai mulți copii, o familie numeroasă și băgat actele și după un timp, nu știu cât timp, i-a venit o sumă destul de mare, vreo 30.000 de lire, intrat în cont. Bani mulți? 30.000 de lire. Bă, când i-au intrat banii ăștia, ăsta a început. Distracții, haine scumpe, telefon, ultimul iPhone. Care acum? 15 sau 16? Cât e? Voi știți. 15? Sau o ieși 16? O luat ăla mai scump. Nu o să uita la bani, o dat cu tare, mers la shopping, la... Numai că i-o gătat, că de unde iei și nu mai pui, să gata. Și-o rămas fără. Regina nu i-a mai dat încă 30.000 după aia. O dată i-o dat regina. Acolo chirie, putare, viața scumpă. Nu mai avea cu ce plăti chirie de acum. N-avea bani de pâine la copii, de mâncare. Vreo 10 copii. Supărat sos la comitet. Nervos. Bă, dar voi nu vă pasă, bă, ce comitet sunteți voi? Eu n-am pâine la copii, mă. Iritat omul, supărat tare. N-avea nici urmă de bucurie. Supărat! Și un frate, mă, frate, noi știm că ai luat 30.000. Ce ai făcut cu ei? Am înțeles că printre altele ți-a dat un telefon fain, ala face poze. Foarte fain, așa, aproape zici că e real, așa poză face. Fă poză la pâine și la cutare și o du acasă. Dacă atâta înțelepciune ai avut, dar nu da vina pe noi. După ce tu ți-ai bătut joc de binecuvântările Domnului, știu să trăiești în belșug, dar știu să trăiești și în lipsă. Eu nu-mi bat joc de binecuvântările Domnului. Pot totul în Hristos, care mă întărește. Să spunem cu toată adunarea, amin. Lăudați să fie Domnul. Binecuvintaților de la Ghiroda, nu risipiți binecuvântările Domnului. Să vă ajute Dumnezeu și să mă ajute Dumnezeu să trăim o viață cumpătată și echilibrată. Amin? Fiți cumpătați, spune Biblia, în câte lucruri? În toate lucrurile. În toate lucrurile. E o învățătură pe care trebuie să o punem în practică. Și apoi, dragilor, ultimul gând pe care l-am, ultimul hoț, care ne ia, ne fură bucuria asta cerească a mântuirii, este păcatul sfătuirii la rău. Noi trebuie să sfătuim la bine, nu la rău. Doamne, ajută-ne! Sfaturi bune! Aici în text, în... La început, dacă ați fost atenți, erau niște probleme între un anume Evodia și Sintichia. Și versetul 2 spune Pavel, îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în... Vă îndemn la bine. Am găsit ceva undeva în Proverbe, citesc două pasaje. Proverbe, capitolul 6... Versetul 16, 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care leargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește ce? Certuri între frați. La Ghiroda nu aveți de ăștia, nu? Versetul Proverbe, capitolul 12, versetul 20, mai citesc. Ne interesează partea B a acestui verset, dar citim tot versetul. Deci Proverbe 12 cu 20. Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul. Atenție! Dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la ce? La pace. Ce fel de sfătuitor ești? Doamne, ajută-ne să sfătuim la bine. Să sfătuim la pace. Când vezi că între doi frați nu se înțelege, nu te du să pui benzină pe foc. Avem o grămadă de fochiști. În cazul ăsta trebuie să fii pompier. Pompierii nu-s buni
la slujbă când se strigă amin și aleluia. Dar în cazuri de astea zbun pompierii. Du-te și du apă. Stinge focul între frați. Nu pune benzină acolo și inflama mai tare. Ce bucurie mai mare ai? Să spunem că e o familie în prag de divorț, că din păcate s-au înmulțit cazurile astea. Și te duci acolo luminat de Duhul lui Dumnezeu. Și spui, măi, oameni buni, voi ați făcut un legământ, mă, Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie, aveți copii care vor rămâne pe drumuri. Mai dați-vă o șansă. De dragul copiilor. Nu faceți adunarea și numele Domnului de rușine. Hai să luăm o zi de post, hai să ne rugăm. Dumnezeu să se îndure și să lucreze. Și familia asta rămâne împreună. Ce bucurie mai mare ai decât atunci când îi vezi în adunare, că vin și sunt o familie, că nu au divorțat. E o bucurie mare. O bucurie mai mare ca multe bucurii din lumea asta. Dumnezeu să ne ajute să fim așa oameni. Să sfătuim la bine. Sfătuiește la pace. Auzi că cineva vorbește, mai pune și tu fitile acolo. Da, așa e, că am auzit eu, dar să vezi ce o zici de tine ăla, dacă ți-ar spune, dar el zice că nu, dar spune tot, mai pune și de la el. Că la colectă nu pune, dar acolo pune. Ce frate Ionică, ce spui de cutare? Eu când mă duc prin diasporă și mă întreb, ce spui de cutare? Scandalul care așa, ce spui frate? Ei tăți cu reportofoanele pornite. Telefoane acolo, tăt. Dacă eu spun un cuvânt sau două, ei mai pun vreo 40, fac pachet și îl livrează. Ce fratele Ionică a spus? Eu am spus două. El mai pune încă 29. O grămadă de curioși care vor să te tragă de limbă așa. Care vor să inflameze. Care iubesc certurile. Scandaluri. Doamne ajută-ne să iubim pacea. Doamne ajută-ne să iubim binele. Trăim într-o lume a răului. Nu te lăsa birui de rău. Ci biruie răul prin bine. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vreți să facem o rugăciune? Sunt mulți hoți. Dar vrem în seara asta să-i prindem. Să-i scoatem afară în numele Domnului Iisus. Nu știu care hoț ți-a luat bucuria, îngrijorarea, poate nemulțumirea, poate zgârcenia, poate lipsa de echilibru, de cumpătare, poate că ai sfătuit cum nu trebuie, nu știu. Dar cel ce mă cunoaște și te cunoaște este prezent în adunare. Numele Lui este Iisus Hristos. La David a fost alt păcat, păcatul cu Batșeba, știți voi. Mai sunt și alte păcate. Eu nu știu ce păcat. Sunt atâtea păcate care pot ca să ne deposedeze de bucuria cerului. Vii la adunare și nu te mai poți bucura. Nu te mai bucuri în rugăciune, nu te mai bucuri în cântare, în cuvânt. Pentru că, din păcate, niște oți ți-au luat bucuria cerului. N-ai vrea să vii în rugăciune să spui, Doamne, Doamne, eliberează-mă Tu. Doamne, îndură-Te de mine. Doamne, vreau să mă bucur, amin? Să mă bucur, Doamne, în prezența Ta. E prezența Domnului. Veniți cu veselie, strigați de bucurie. Aleluia! La Ghiroda să fie bucuria cerului. În casele noastre să fie bucuria cerului. Și să mergem din bucurie în bucurie, din putere în putere, din har în har. Lăudat să fie Domnul! Până când vom ajunge acasă la Domnul, unde nu o să mai fie lacrimi, nu o să mai fie dializă, nu o să mai fie secție de oncologie, acolo este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Lăuda să fie Domnul! Vă rog să vă ridicați în picioare. Haideți împreună să venim în această rugăciune de cercetare. Dumnezeu să lucreze în această seară. Dumnezeu să ne ajute să trăim bucuria de plin. Amin? Dacă Pavel s-a bucurat în pușcărie, în temniță, noi suntem în libertate. Dumnezeu peste România a lăsat de la Revoluție peste 30 de ani de libertate. Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul!
Bucurați-vă, Doamne, lasă bucuria Ta peste noi. Amin? Ne rugăm Domnului și mulțumim.